Societatea de transport public TUC Râmnicu-Sărat intenționează extinderea traseelor atât în interiorul municipiului pentru a acoperi toate cartierele, cât și în exteriorul orașului. Efectuarea de curse în alte comune limitrofe Râmnicului se realizează în urma aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS a mai multor unități administrativ-teritoriale. Astfel, TUC Râmnicu-Sărat efectuează zilnic curse în Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria și Râmnicelu pentru a asigura transportul elevilor, dar și altor persoane care doresc să ajungă în municipiu. Permanent s-a lucrat pentru extinderea traseelor, nu neapărat în municipiu momentan, dar și aici va fi o situație în care vom regândi cumva anumite trasee pentru a acoperi toate cartierele, cât mai mult pentru a obține trasee în exteriorul Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară care realizează acest lucru și suntem în derularea discuțiilor și prin aprobare în consiliile locale în comunele limitrofe, acolo unde încă, să spunem, nu sunt perfectate aceste documente. Societatea Transport Urban de Călători Râmnicu-Sărat se află în subordinea primăriei municipiului și are ca principal obiect de activitate transportul de persoane.